acesta ar putea fi sezonul tău. Cu tine, Superliga e super! Se închide ziua în Liga 1 cu un meci tare. Două foste campioane se întâlnesc la București pe Arena Națională. Una este Suferința astăzi, gazdele meciului, Dinamo. Cealaltă, CFR Cluj, în plin avânt de urmărire a liderului FCSB. Suntem Emil Grădinescu și Costi Moganu. Bună seara, bine ați venit la fotbal! Cinci e Lucas, intra foarte bine. Abdallah! Era destul de greu să dea gol de acolo, dar și-a încercat șansa. Excepțională pasă pentru Abdallah, care se demarcă bine în spatele lui Ziv Morgan. Se bate scurt. Cristi Costin, o centrare care aduce mingea la Gregorio și apoi la Dani Iglesias. Întârzie Dani Iglesias. Mingea rămâne într-o zonă periculoasă pentru CFR și iată-l aici. Iată-l pe Abdallah deschizând scorul. Nu mai vorbiți, acum să vă aud că vorbiți despre mine, pare să transmită Abdallah. Primul gol reușit de Abdallah pentru Dinamo. Chiar mă pregăteam să spun, văzând faza de mai devreme, că a căpătat mai multă mobilitate, se mișcă mai bine. E mai flexibil. Atacantul din Madagascar, Abdallah, greșeală mare a... Dar nu, e poziție corectă a lui Abdallah. Morgan îl scoate din offside. Cine a pasat? Ilici? Mie mi se pare acolo că e o greșeală Ilici, de poziționarea lui Cresic. Uite cum îi trece mingea. Îi trece mingea prin spatele său. Să îi ceară lui Burcă să plece. Are memorie scurtă fotbalul. Balon așezat acum pentru Muhar. Ce intervenție! Se aruncă în calea balonului el sau? Da, el. El, da. Da. Poate Ilie. Fundaș stânga. Foarte bună pasă dată de Otele. Muhar presând. Muhar ajunge primul. Ce pasă dă Muhar! Mogoș! Și șut în plasa laterală. Încă o ocazie monumentală. Este acest scor pe tabelă, în mare măsură îi se datorează pentru cum a gestionat faza asta. Tu pe cine țineai acolo, Amză? În momentul pasei lui... Nu, în momentul pasei lui Muhar. Amzăr era cu nimeni. Era singur pe o rază de 20 de metri. A dat în ea cu ură, cu obidă, așa. Luțește bine Deac faza. Acum Bârligea intră în careu. Are mingea pe stângul. Bârligea! Ce gol! Cât de bine reușește să plaseze mingea atacantul CFR-ului! Poftim, domnule Iordănescu, soluție pentru atac. Băiat muncitor, puternic și decisiv. Cred că mingea e deviată. Ia să vedem aici. N-aș zice Emil. Acolo așează. Da. Acțiune de vârf de clasă. Super acțiune. Au forță. Încep să meargă și pasele. Primește Bârligea. Pasează Bârligea. Mogoș. Așteaptă sprijin. Mogoș centrează. Oh! Admirabil au jucat cu Jeni faza asta. Calm. Calm, au scos maximum din ea. Doar Otele cu execuția lui nereușită a compromis practic șansele unui 2-1. Cade pe scară cu sticla de whisky.
Și simte ceva urât pe picior, dar sper să fie sânge. Roșu, Iulian Roșu, bună centrarea lui Roșu, Sava rămâne pe linia porții, iese acum. Acolo e ceva, acolo e ceva. Nimic, nu e nimic. Aieti se lovește Abdallah de Aieti. Aieti pune bine umărul acolo, e umăr la umăr. Umăr la umăr, de la o parte, e drept că puțin cam energică. Acea împingere și alunecă piciorul de sprijin. Clujul se scutură de ultimele minute în care a fost dominat și băgat în careu. Ia, ce s-a întâmplat? Da, e minutul 74 și este momentul dedicat lui Cătălin Hâldan. Face parte din protocolul acestui meci. Frumos. Da, gest frumos. E frumos să-i vezi și pe clujeni participând cu respect. Da, asta este până la urmă mesajul definitiv. Cătălin Hâldan înseamnă din nou. Combină cu Aieti, urcă bine albanezul și continuă alergarea. Muhar pentru Mihai. Mai încearcă o dată, nu, vine Mogoș, ce șut! Eu am o mică reținere, Costi, la răspunsul lui Golubovici. N-a bănuit-o. Șutul e cam pe el, da? Mă rog. Dincolo de cele 6 minute de prelungiri, Hefte este în careu, Hefte! Oh. Golubovici, cu mare atenție, urmărește. Minge deviată, capătă o boltă periculoasă și este corner, ultima fază, lovitură de cap, peste!